1 iunie ar putea fi zi liberă potrivit unui proiect de lege depus la Senat de parlamentari de la toate partidele. Muncim peste program și facem sacrificii pentru ca cei mici să aibă o viață mai bună, dar de multe ori lipsește ce este mai prețios pentru ei, prezența fizică a părinților lor, spun parlamentarii în expunerea de motive. Ei argumentează necesitatea ca 1 iunie să fie zi liberă prin aceea că trăim într-o societate dominată de valori materiale, iar de ziua copilului în majoritatea grădinițelor și școlilor primare din România se organizează evenimente pentru a-i celebra pe cei mici, iar copiii evoluează în cadrul acestor spectacole. În afara dorinței de a-i face mândri și de a primi aprecierea părinților, copiii au nevoie de susținere în cadrul evenimentelor unde performează, evenimente care au o încărcătură emoțională ridicată și reprezintă o sursă de stres pentru ei, explică semnatarii, arătând că nu toți angajatorii au disponibilitatea de a acorda o zi de concediu părinților de 1 iunie.